la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Pe parcursul a 3 zile, la München, la o conferință anuală de securitate, se discută criza ucraineană. Participă peste 30 de lideri internaționali, inclusiv vicepreședinta Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, cancelarul german Olaf Scholz, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Republica Moldova este reprezentată de președinta Maia Sandu. Pentru prima oară în ultimii ani, nu este prezentă Federația Rusă. Cât de frică le este moldovenilor de un război ruso-ucrainean și care alte temeri persistă în societate? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Teama de declanșarea unui război în Ucraina, cauzat de intențiile expansioniste ale Federației Ruse, ne liniștește tot mai multă lume. Se va concretiza această teamă? Experții cred că ipoteza e cel mai degrabă posibilă și cel mai probabil că va rămâne posibilă pentru încă ceva timp. Iar dacă va fi război, experții sunt de părere că nu va fi unul clasic, ci mai degrabă unul hibrid. Un astfel de conflict ar putea să crească riscul de instabilitate politică în regiune cu impact în Republica Moldova. Despre spaima de izbucnirea unui război, dar și despre alte frici, am discutat cu trecătorii întâlniți la întâmplare în comuna Chetrosu, din raionul Drochea. E mare frică. Cum să nu ne gândim la viitor? Dacă de foc n-avem, gazul s-a scunchit, ne-a dat 2000 de lei, ne-a mărit, drag doamne, pensia și tot scunchit și mâncăm. Nu mâncăm nimic, dăm pe medicamente și e că atât treaba. Trăiți cu frică. Noi la țară, cât de cât mai avem o cartofă, dar frica asta care o auzim de fie asta influențează absolut asupra psihicul nostru cu relațiile astea NATO și Rusia și noi le auzim permanent fără să vrei, deschid vizorul este. Și este ne psicoșează că noi știm de la bunești, nu știm de la străbunești și tragedie mare asta și pentru copii, noi avem nepoți, avem pe lume, unii avem și pentru noi asta e o tragedie, ea că la spui și vecinile mele și verișoarele. Rugăm în primul rând să pași să fie și într-adevăr cu pandemia luptăm, hai, că ne păzăm, ducem, dar în viitor să se gândească că să fie pași în țară, pași. Dar aceste tensiuni dintre Rusia și Ucraina, vă este clar de ce au apărut? Eu totuși nu înțeleg ce a să fie într-adevăr, dar dă, Doamne, noi ne rugăm pași, altceva nu ne rugăm nică. Da. Ce vă doriți cel mai mult acum? La oameni, sănătate, pași, să nu și război, să nu și ce mai fost. Confruntarea asta dintre Rusia și Ucraina, vă este clar de ce a început? Fiindcă în Ucraina sunt orașe mari, trăiesc milioane de ruși. Și trebuie și apărați din partea Rusiei. Cu ucrainenii, pur și simplu, mă tin că îți bat joc de dânsii. Și ea că eu vreau să urmez republicii lor care le-au format Lugansk și mai departe. Donetsk. Donetsk, da, Lugansk. Și ea că așa e. Dar război, eu cred că n-aș ști că fiindcă și ies țara e mare, Ucraina tot e mare, poate 6 de milioane, da. Și Rusia e mare și n-a să-i meargă unul la altă. Nu, ce-a să vedem. Dacă se ajunge la o confruntare militară, cine câștigă și cine pierde? Putin a să câștige. Au armat puternică. Și America tot. Am potențialul militar, e strășnicie, acolo e buton și nu e și a fost odată. Asta ne pune în gardă și asta ne foarte îngrijorează, foarte, foarte. Dar cum ar afecta situația din Republica Moldova, această confruntare militară? Suntem aproape și ne-ar afecta chiar direct. Suntem aproape cu... România e aproape cu americanii, Ucraina cu Rusia tot sunt în prejurul nostru și noi suntem cu frică mare. Dar vă mai amintiți că în 1992 a fost război și la Nistru? Da. Și dar de unde vă informați ca să cunoașteți adevărul? Da, adevărul este, adevărul e la fondul mării, da. Informațiile, da, pe televizor, da, pe internet, da, pe citim, primim gazete. Dar în ziua de azi este ceva adevăr? Noi. Asta e o manipulare politică. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici la Chetrosu, Drochea, și întrebăm cetățenii care sunt cele mai mari îngrijorări. De ce le este cel mai mult frică astăzi oamenilor? De un război, mi-e frică tare.
cu Ucraina, cu Rusia, eu nu știu care e vinovat, care e drept, care nu e drept, dar pozna poate să facă. Cine ar câștiga și cine ar pierde dacă se ajunge la izbucnirea unui război ruso-ucrainean? Rusia să câștige. Am unul război când a fost. Am o și niște gaz și mântui tot. Cu o bombă, dacă dea și mântui, chetroșul și întrage într-o secundă. Și după asta nu tot trebuie să ajungă la masa negocierilor să-mi și al mai gine și la masa negocierilor. Noi, în primul rând, dacă ai ăștia care cu sapă în mână suferim. Și pe urmă necealnici, ceva o sfugă și gata, hai voi faceți, știți. În Pridnistrovi ce-a făcut? O căleșit-o în cârne nărăși, tot a rămas Pridnistrovi. Dar vă este clar de ce a fost vărsare de sânge la Nistru în 92? Când a spui rușii e drept, când spun a noștri nu ești drept. Cata e dreptatea. Știți și eu vă spun, la noi sunt mulți ruși aduși. Din cucieri se vede toată Europa. Pe unii văd și văd. Și credeți că o să se mai reunească cele două maluri ale Nistrului? Nu cred o să rezolve. Cum vedeți viitorul Moldovei? Cam așa și eu sunt de acord. Dacă n-ați schimbări în 2 ani de zile, păi suntem prăpădiscutat. Of, nu știu ce ați zis, dar nu văd nică bun. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am făcut un popas aici, la nordul Republicii Moldova, la Chetrosul Drochea, și întrebăm localnicii despre îngrijorări. Trăiți cu frici? Tare. Din partea la război ne temem, din partea la sărăcie, din partea la toate greutățile care sunt pe lume. Când ziceți război, la ce vă gândiți în primul rând? Întâi și întâi la copii și nu-mi iei copii să rămânem fără dânșă. Când părinții noștri au durat războiul și au rămas foame, au fost atunci, boli mari au fost, tif au fost. Mamă, bolile astea sunt tare puternice. Și că de ce ne temem noi? În ultimul timp, cele mai mari tensiuni sunt între Rusia și Ucraina. Da, de asta de ce credeți că s-au înrăutățit relațiile dintre cele două țări? Aici de sus nu sunt pacăși de atâta. Dacă se ajunge la război între Rusia și Ucraina, cine va fi învingător și cine va fi pierdant? Nimeni nu o să fie învingător. Am uitat să distrugă și ne rugăm așa că sunt pașe. Vrem cali pașnic, să sunt pașe, să nu și război, că tare greu, tare greutate. Noi numai uităm la televizor și vedem. Și, dar doamne ferește, și în realitate, pentru copii noi tare ne scârgim și ne rugăm la cei de sus, care poate sunt mai hâtri ca noi, cali pașnic, să lămurească. Pacea n-are preț, e fără preț în ziua de azi. La Sfântul Domnul să ne ajute și să-i dă-i minte și sănătate la toți. Vă mai amintiți că în 92 și la Nistru a fost război? Știm de asta, că eu am verișoara mea a fost aici copiii. Bărbatul i-a adus aici la noi. De unde? De la Dubasar, de acolo. Și au venit cu 3 copii aici și noi i-am ținut până s-a terminat războiul. Ei, da, atunci nu a fost, eu mă gândesc așa, război puternic mare, dar am... Tot s-a vărsat. Da, s-a vărsat, da, amut, pare ca să șebă o leacă mai. Din nică nu mă tem, dar mă tem să nu iei copchii. Dumneavoastră vă amintiți ce a fost în 92 la Nistru? Bărbatul era tamal la cocieri atunci și a văzut tot. El a fost în Afganistan, omul meu, și a luptat acolo. Și amul el tare stemic și se roagă să nu și ieși. Și a petrecut el. Ce v-a povestit soțul despre războiul din Afganistan? Foarte mult. Foarte mult ne-a povestit și e tare greu și e urât. Mulți oameni i-au ușis degeaba și el uneori are coșmaruri și amul prin somn. Și e rănit la cap cantuzia are pisitat. Tânăr de 18 ani i-a dus atunci în Afganistan și niște copii care îi stemeau și i-au distrus și sănătatea și tot. Și acum nu se uită nimeni la dânsă. Nu zicem că nu-i bine, dar... E bine dacă duc pe copiii de acasă. Vă sunt plecați? Da, cum? Tare, și ai dumneavoastră? Tare, sunt plecați și a noștri, tot. Tare, am ei în Rusie, să duci. Unul e Rusie, dar unul e aici, până și ieșin. Am și în Italia, fata, am și în Israel, jineri le dus. Și băiet în Germania, da, și cu nepoții eu, dar te și așa, noi aici în colhoz am lucrat, cum era colhozul. Tăți am mâncat, tăți disculți am îmblat și cu ruși am fost, zduceau oamenii în Rusia, aduceau lemn, aduceau țiment și trăiem altfel, da, mucușe. Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Mi se pare că mai rău, deși merge doar e mai rău și mai rău. E mai rău, deși dar de cine depinde acest viitor? Ce spunem popor, da. Peștele de la cap străcă, da. Scurăță de la coadă. Da. Noi oameni ne curăță, ne juchez de la coadă, ne juchez pe noi oamenii. Și ce trăim noi? Ia că eu și e tot măcar 2000 de lei, și-s 2000 de lei pe lună. Și atâta-i scump de foc, noi cumpărăm un scladometru de lemn, e 1200, 1300. Și facem noi cu un scladometru de lemn? Nu facem nică. Ne rugăm, da. Tare ne rugăm să ne audă și de sus, poți să gândiți la noi, oameni simpli de la țară, care e greu. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați luat interviuri și de mult visam la așa ceva. De ce suntem cel mai mult moldovenii? Noi am trecut și sărășeia și de mamă nu ne e frică. Da, dar Dumnezeu are grijă de dar noi. Dar de un război vă este frică?
Ei, asta, Doamne ferește, avem copii, nepoți, strănepoți. Nu vrem noi ăsta lucru. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am ajuns în o speție aici la Chetrosu Drochea și întrebăm cetățenii de ce le este cel mai mult frică. Azi, deși mai mare frică. COVID și COVID și COVID. Măi, spune și trebuie de făcut ca noi să ne dezbărăm de COVID-ul ăsta. Care alte îngrijorări? E că tăman și se întâmplă, mă, cu războiul ăsta și asta e o sperăitoare. Vă este clar de ce s-au tensionat relațiile dintre Moscova și Kiev? Cred că e o greșeală. Conflictul ăsta care se face a muia el. Cine se câștigă? Cine care se nervează mai tare? Acela ar să câștige. Cine e acela? De ea, ăștia bătrâni zici că nu și n-are Putin. Și n-are el, ce-i trebuiește lui. Că vrea să și bă el primul, știi, pe planeta asta. Și poate să fie puterea numărul unu? Nu cred. El s-a ieșit din, cum zic, bătrân, din Hărășo și dă-mă el așa, ce lasă și ea. Vă mai amintiți că și la Nistru în 92 s-a vărsat sânge. Atunci cine cu cine a luptat? Că Rusia cu Moldova, pentru că când s-a dus sneagul acolo și o grăit cu aceea, că lui i-am pus, dacă Matanus că iescălește aici, așa a fost o frică. 30 de ani au trecut de atunci și nu s-a rezolvat problema transnistreană. Absolut deloc, nici un gram. Moscova nu vrea să scoate de acolo armata aceea. Dacă și scoasă armata, e apăgată. Armament acolo este că de-o apăsat pulpul și ăla la... E la Moscova acolo. Dacă a apăsat pe șala, gata, noi am dispărut. Și de atâta nu-i înțelegerea asta. Ce statut ar merita regiunea transnistreană? Să revină așa cum a fost. Nu mi-e trebuie niciun fel de ce, dacă tătunii ai piște râp în partea aceea și eu sunt partea asta și nu-i înțelegerea, și fel de statut mai trebuie asta. Deci și bă înțelegere. Dar ia spuneți, ce preț are pacea? Pacea are un preț foarte mare. Cum vedeți dumneavoastră viitorul în această regiune unde acum e mai multă instabilitate? Când noi ne grămădim acolo 2-3 așa iaie și unul zice, băi, dacă nu iau românii, hambă cu noi. Dar altul zice, băi, și cu tine, băi, tu lui, că gândești, băi, așa e putere la noi, băi, și este și aia. Moldova asta e și boată, bre, dacă aceea este o lecuțică de putere, bre, omule, bre. Pentru cetățean astăzi e greu să știe unde e adevăr și unde nu e adevăr? E mai mult minciună. Cât de mult vă preocupă, vă neliniștește izbucnirea unui conflict aici în imediata vecinătate a Republicii Moldova între Rusia și Ucraina? Eu am în Ucraina, am și neamuri. Bineșoară dreapta am moș, trăiește în Ucraina, trăiește. Nu ne vedem între noi că eu sunt moldovan și el e ucrainean și el e rus, nu-s probleme. Și nu-s probleme. Nu trăiți cu panică, cu frică? Nu. Eu mă rog la Dumnezeu să nu și război. Dar de unde vă informați ca să știți care e realitatea adevărată? Să spun drept, eu nu cred în nimeni. Dar informații de undeva adunați? Nu, bă, da, că eu de la o leacă de la moldoveni, o leacă de la ucraineni, o leacă de la ruși, o leacă de la români și așa își fac concluzie, mie o fac. Eu nu-i cred pe nimeni, eu știu ce le-am spus. Și ei, mișinoșii ăștia, de ucraineni, de rusii, de tăi, și ei să-i strâng, să-i ducă în niște munți, în pustiu și... Să șadă, să nu le ducă mâncare. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am făcut un popas aici la Chetrosu Drochea și întrebăm cetățenii despre temeri. Există în general frici și dacă există, de ce frică? La oamenii din Chetrosu și în general din Moldova le este frică să spună adevărului pe nume. Ca pildă sunt alegerile care se petrec în Moldova. Oamenilor le este frică să spună adevărul pe nume și se lipesc de acea partidă care se convine și să aibă de acolo profit. De ceva timp se discută mult despre tensiunile dintre Rusia și Ucraina. O eventuală izbucnire a conflictului ar afecta Republica Moldova? Da, socot că ar afecta Republica Moldova, deoarece avem în Transnistria o armată de ocupație rusă și socot că în caz de ceva ei s-ar implica și contra Ucrainei și contra Moldovei. Și eu sunt uimit de unirea ucrainenilor, rușilor, găgăujilor din Moldova. Dar moldovenii nu sunt uniți absolut deloc, fiindcă ne-au dezbinat foștii guvernanți. Știți, rușii recomandă ca ucrainenii să facă convorbiri cu separatiștii din Donbass și Lugansk. Eu pun întrebare, de ce Putin n-a făcut convorbiri cu separatiștii din Groznăi? De ce? Aceia erau teroriști, dar aici din Donbass sunt patrioti. Și încă una, un rus care luptă pentru Rusia în Ucraina contra ucrainenilor este patriot, dar după lege este infractor, este criminal. Alt rus care luptă în Siria contra lui Assad, acela este criminal.
legislația Rusiei este foarte incorrectă. Ce le convine rușilor e bine, ce nu le convine este rău. Eventual, dacă se ajunge la o confruntare armată, vor exista învingători și pierdanți? Cine ar putea să fie câștigător și cine ar putea să piardă? Eu cred că o să piardă poporul rus. O să piardă. Fiindcă două popoare frățești să învrăzbiești până la sânge și să înaintezi contra fraților este ceva absurd, ceva anormal. Vă mai amintiți că și în 92 la Nistru s-a vărsat sânge? Da, dar atunci am avut norocul să nu particip. Lucram în poliție din Drotia și am rămas la bază, deci în Drotie. Colegii mei au fost și, din păcate, 3-4 băieți și au pierdut și viața în Transnistria. Dar cine cu cine a luptat atunci? A luptat Moldova cu Rusia. Și nu întâmplător, judecata de la Strasburg a recunoscut Rusia ca parte în conflict contra Moldovei și domnul Snigur, din păcate, a lăsat lupul să păzească oaia. Credeți că cele două maluri ale Nistrului se pot reunifica? Eu cred că se pot. Atunci când o să devină Ucraina o țară independentă și nu o să aibă mai mult tangență cu rușii, atunci ei o să singur să se ceară din partea noastră Transnistria. Dacă situația o să impună, dar situația o să impună fiindcă ei n-au hotare cu Federația Rusă și numai aceia până și îi scapă. Ei nu pot să se lipească la Rusie că nu avem frontieră comună cu Rusia. Și ce statut ar merita această regiune transnistriană? În componența Moldovei să fie, fără statut. Și aceiași găgăuzie, tot fără statut să fie, fiindcă nu e normal o țară mică din câțiva mii de kilometri pătrați și Transnistria, Găgăuzia, Moldova, așa ceva e imposibil și nu ar trebui să fie. Ce preț are pacea? Are un preț foarte mare, foarte mare. Trebuie să fim tare uniți ca agresorul să se teamă de noi. Dar dacă nu suntem uniți, ei liberi ne vor cuceri. Numai unirea dintre toți care sunt în Moldova, să fim uniți. Și atunci avem o garanție de a trăi în pace. Frica? Când este unire, frica dispare. Dacă nu e unire, frica persistă și domină. Până la urmă, tot dialogul, negocierile trebuie să aducă pace în regiune. Da, socot că așa este normal și așa trebuie să fie. Și presupun că în caz de invazia Rusiei în Ucraina, totuși o să termine cu pace acest război, dacă va fi. Dar nici când Ucraina, poporul ucrainean îl cunosc, fiindcă a făcut 3 ani de studii și la Kiev, și acest popor nici când nu o să ierte agresiunea Federației Rusie contra poporului ucrainean. Și acest dușmaniu se facă pe ruși ca să se gândească. Fie când o să vină 100.000 de sicriuri în Federația Rusă din Ucraina, oamenii și ei o să gândească altfel. Dar Putin, dacă el a declarat că este regretabil că s-a destrămat Uniunea Sovietică, înseamnă că el mai ar visa că așa o imperie să o construiască din nou. Dar așa este imposibil. Imperia nu poate fi construită deoarece țările ex-sovietice au gustat din independență și nici când nu o să mai reîntoarcă sub cibota Federației Rusie. Opinii adunate la nordul țării, mai exact în satul Chetrosu din raionul Drochia. Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Republica Moldova are trupe rusești staționate în regiunea transnistreană și rămâne în mare parte dependentă de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă. Ca și Kievul, Chișinăul primește periodic de la Moscova mesaje că nu trebuie să se apropie de NATO. Chiar dacă Republica Moldova este neutră prin Constituție, pe fondul escaladării crizei ucrainene, șefa statului Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu țara vecină prietenă. Înaintea agravării crizei, autoritățile de la Kiev au spus că Rusia ar putea folosi Transnistria ca să însceneze un fals conflict care să justifice o invazie în Ucraina. Autoritățile moldovene fac apeluri la calm și solidaritate către cetățeni pe fondul tensiunilor ruso-ucrainene. Expertul în comunicare, Valentin Balan, care a vizitat regiunile din estul Ucrainei, crede că războiul nu a încetat încă din 2014, după anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Deci noi nu putem să spunem că situația este gravă acum și că este în pragul unui război, pentru că războiul practic a început în 2014. Lucrul ăsta era evident pentru ucraineni, mai puțin evident pentru Europa, care practic nu îi atingea acel război sau acea agresiune a Rusiei. Din moment ce Rusia a adus peste 130, acum se vorbește de aproape 150 de mii la graniță cu Europa, cu Uniunea Europeană, vorbim cazodată despre armata rusească, nu vorbim despre armata lui Lukashenko. Acolo se mai adaugă încă forțe. Și plus, vedem ultimul timp masare de foarte multe bombardiere, inclusiv avioane de transport, care transportă inclusiv militari. Adică cifra totală a militarilor se poate dubla. Ce sfat aveți pentru cetățeni
mie, pentru că eu am mers în nordul Republicii Moldova și majoritatea au exprimat această frică, temere mare de un potențial război ruso-ucrainean. E foarte bine că lumea se teme. Sună paradoxal. Pentru că când a fost în 2014 război acolo, pe urmă mai târziu, pe urmă tot genul de probleme în Ucraina, pe nimeni nu interesa Ucraina. Adică subiectul Ucrainei era undeva sub top 15. Departe, departe. Dacă lumea acum într-un fel se teme, înseamnă că ei sunt cu ochii pe Ucraina, înseamnă că îi doare, înseamnă că poate prin propria frică îi vor înțelege pe ucraineni care au de suferit acum. Să nu uităm niciodată că ei sunt acel bufer, ei sunt acea pavăză a noastră între Rusia și pacea noastră. Sunt și voci care spun, dar ucrainenii în 1992 s-au gândit la suferința Moldovei. Eu n-aș zice, nu trebuie să ne bucurăm pentru problema sau necazul vecinului acum sau în momentul slab al lui să-l folosim. Nu este cazul. Se termină războiul, intrăm în pace și putem să vorbim, putem să negociem, putem să cerem, putem să dăm. Categoric, dacă nu iertăm, nu ni se iartă. Federația Rusă cere garanții juridice că Ucraina niciodată nu va fi membru NATO, în ideal nici Georgia și nici alt stat din spațiul ex-sovietic pe care Rusia crede că lucrul ăsta l-a cerut. Sunt sateliții ei. Lucrul ăsta l-a cerut acum 3 săptămâni în urmă de la Statele Unite. De la Statele Unite, ca fondatorul NATO, blocului NATO, respectiv ei au zis, noi suntem în principiul ușilor deschisă, respectiv Ucraina probabil niciodată nu o să zică că nu, că nu aderăm la NATO, pentru că este unica soluție, bănuiesc că nu doar pentru ei, pentru a scăpa de acea agresiune rusească. Și acel ultimatum care iară Rusia îl înaintează către NATO, către Statele Unite, este un ultimatum de dragul ultimatumului. Pentru că ei sunt siguri, ei sunt conștienți că Statele Unite înapoi nu o să dea. NATO nu o să refuze niciodată la principiile sale de bază democratice, de ușilor deschise a statelor democrate care vor să fie parte componentă. Și atunci cine poate să fie pierdantul și cine învingătorul? În dependență de ce vrea Putin. Dacă este vorba despre o invazie masivă, totală, a Ucrainei, după mine, pierdant este Putin. Este Putin pentru că, la moment, pentru a invada Ucraina masiv și a menține, este nevoie minim 500.000 de ostași, cu potențială rotație, posibilitate de rotație, adică să mai ai măcar încă un 50.000 în spate pe care poți să-i schimbi cu ăștia din față. Rusia, la moment, 500.000 nu-i are. Asta dacă vorbim masiv. Dacă vorbim despre săptămâna viitoare, bănuială de invazie din zona Donbasului, Donetsk, Lugansk, pe linia Mariupolului, acolo nu e nevoie de cifra asta, acolo este destul de masiv dacă se ocupe să meargă până în Dnipru, 320.000. Și se va mulțumi Rusia doar cu mușcături de teritorii? Nu. Rusia o să facă pas cu pas într-un fel pentru a pune în situații și Europa și Ucraina. O să facă un pas, o să omoare, o să cucerească și o să spună, ne așezăm la masa de tratative sau luptăm mai departe. Pentru că Putin se teme să meargă masiv peste Ucraina. El nu are curajul ăsta. Din câte mi-amintesc, dumneavoastră ați ajuns în Donbass. Da. Și cu ce impresie să-i v-ați întors din acele locuri? Da, am trecut și de o parte și de alta pentru a vedea situația acolo. Lumea, când te deconectează de electricitate, te deconectează de gaz, te deconectează de căldură, de internet, de orice, tu nu vrei nimic. Nu contează pentru tine că ești în Ucraina, că ești în Rusia, stai în subsol într-una și te rogi ca să se termine odată. Deci asta aflasem de la cetățenii de acolo. Și tot îi întrebam, păi uite, deja au venit ucraineni. Spus, da, i-au venit pe 2-3 zile. Deci îi invadează iară și noi mai bine stăm în subsol și mai bine nu facem politică. Pe noi nu ne interesează politica, pentru că pentru ei conta foarte mult viața. Asta vorbim despre zonele limitrofe Donbasului. Pentru că dacă vorbim despre partea mai încoace, Slaviansk, Kramatorsk, acolo deja e altă dispoziție. Acolo lumea ieșau cu drapele, lumea practic nu ascundea fețele, lumea nu se mai jena, nu se mai ascundea. Ce impact poate să aibă această confruntare între Rusia și Ucraina asupra Republicii Moldova? Citisem în ziarul de gardă cu interviul cu ministrul apărării. Și unde dumnealui a zis că noi suntem o țară neutră și noi nu putem miza pe ajutorul nimănui, putem miza doar pe propriile forțe. Și când mai departe l-a întrebat de forțe, atât. Deci pentru noi este o situație foarte complicată. Situație foarte complicată pentru că noi nu putem rezista la acel gotr, inclusiv dacă le cumulăm cu trupele transnistrene. Nu putem rezista, nu mai putem vorbi de invazia rusească în cazul dat. Așa că pentru noi este cel mai bun ca lucrurile astea să se termine în negocieri. Pentru că, nu știu, probabil orice creștin vrea ca să termine orice război prin pace.
prin negocieri. Dar e un paradox, pentru că Republica Moldova, fiind un stat neutru, are parteneriat strategic și cu Ucraina și cu Federația Rusă. Ucraina nu are de gând să ne agreseze, pentru că nu este interesant ei să ne agreseze pe noi, ci este interesant ca noi să facem tot posibilul ca Republica Moldova, prin malul transnistrian, malul stâng, să agresăm Ucraina. Deci pentru ei ar fi, nu știu, cu 10 capete, pentru că dacă se pornește din partea Transnistriei agresiunea asupra Ucrainei, presupune că se activează planul asedierii Odesei. Dacă vorbim despre Odessa, respectiv Odessa nu poate fi o insulă separată în Ucraina. Este vorba despre frontul care merge din nord, de la Belorusia, până în nordul Moldovei. Deci, în cazul dat, Republica Moldova să fie vrem nu vrem integrată în război. Ce sfat aveți pentru autorități? Cum să procedeze ele? Vedeți că Ucraina, până nu de mult, era în pericol mare, pentru că Europa consolidată la moment nu prea atrăgea atenție. Norocul ucrainenilor că au făcut un parteneriat cu Statele Unite și cu Marea Britanie, au găsit limba comună prin intermediul inclusiv și a Poloniei. În cazul dat, toată lumea stă cu ochii și financiar, și material, și informațional pe Ucraina, inclusiv și moral îi susțin. Același lucru trebuie să o facem noi. Eu sunt sigur că noi nu putem rezista vreo oarecare forță serioasă militare, dar o susținere inclusiv informațională, militară sau materială, elementară a Occidentului, pentru noi contează foarte mult. Da, vizita vicepremierului rus în Republica Moldova, care a discutat și cu autoritățile statului, dar a mers și în stânga Nistrului, cum ați văzut-o dumneavoastră? Tradițional este o insultă pentru Republica Moldova, nu este pentru prima dată când se întâmplă lucrurile astea. Altceva că noi până acum toți spuneam că parlamentul nu este al nostru, că președintele nu este al nostru, că guvernul nu este al nostru. La moment aveam toate pârghiile puterii. Și totdeauna vine un vicerus de stat, vine la noi, el își permite să treacă, să facă declarații pe care le vrea el, fără elementar jenă, pentru că tot a zburat prin aeroportul din Chișinău. S-a întâlnit și după cu oficialitățile Moldavei. Chiar dacă a venit o replică din partea oficialităților noastre, dar replica asta nu schimbă nimic. Într-un fel ne facem că plouă. Și pentru că e atât de multă instabilitate în regiunea Mării Negre, cine acum e cel mai indicat să aducă liniștea, pacea, siguranța în această zonă? Dacă vorbim de Marea Neagră, flota șase americană. Dacă vorbim de Marea Neagră. Dacă vorbim despre zona Ucrainei, despre regiune, este vorba de toate forțele Europei consolidate. Este vorba de chiar aceiași mii care vin fiecare zi, 2, 4, 6, 10 mii de osași NATO în țările limitrofii Ucrainei sau Republicii Moldova. Zic de România, Polonia, da, țările dar Baltice. Această prezență NATO îi înrăiesc și pe cei care sunt atât de mult împotriva Alianței Nord-Atlantice. Vă referiți la ruși sau cetățenii? La ruși, anumiți cetățeni de pe teritoriul fostei URSS. Noi trebuie să înțelegem că războiul a început în 2014 în Ucraina, dar dacă vorbim despre spațiul post-sovietic, războiul a început mult mai devreme. Vorbim despre război informațional. Noi suntem într-una sub presiunea propagandei. Indiferent, vine NATO, este de vină NATO. Nu vine NATO, este de vină România. Nu vine România, este de vină oricine pentru a acoperi anumite lacune sau anumită politică defectuoasă a Rusiei în Republica Moldova sau în țările. Dar toți sunt conștienți că cea mai de preț este pacea. Exact. Și dialogul și forța argumentului. Exact. Vedeți că Rusia a intrat în sancțiuni foarte mari, foarte drastice, acum din partea Statelor Unite, inclusiv același Nord Stream 2. În 2024 sunt alegeri în Rusia. Putin nu are cu ce merge în alegeri. Lui trebuie o campanie victorioasă. O campanie masivă el nu o s-o poate duce. Respectiv pentru dânsul o să fie pierdere totală a puterii în Rusia. Lui e nevoie de o campanie de asta Blitzkrieg, care nu poate să o facă în nordul Ucrainei, poate să o facă doar în zona Donbasului și cu forțele, să-i spunem, acelor mineri, în ghilimele, nu cu forțele Rusiei. Dar după o confruntare militară între Rusia și Ucraina, câți ani ar trebui să treacă ca aceste două țări să ajungă să-și dea cel puțin bună ziua? Pentru că acum se pare că nici loc de bună ziua n-au lăsat. Probabil 5-7-10 ani. Pentru că este vorba de Kremlin, nu este vorba de Rusia. Este vorba de Kremlin și foarte multă lume prostită de televizor. Pentru că îi urmărești pe satelit, te uimești de ce auzi acolo, ai impresia că trăiesc în alt secol, în secolul 19. Dacă lui Putin ar spune că uite, Europa, Statele Unite, este gata să-i plătească o contribuție de, nu știu, un trilion de dolari, pentru că au avut de gând să agreseze Rusia, eu sunt sigur că Putin ar da înapoi și ar spune noi am câștigat, noi am învins, i-am pus în genunchi pe ei. Pentru că lui trebuie să-și apere și fața, inclusiv îi trebuie și bani pentru
și campanii și să arăte lumii că el ceva face în Rusia. Deci nu atât războiul pentru dâns contează. La momentul de față nimeni nu vrea să recunoască că este perdant. Nici Ucraina, care are în spate Occidentul și aceiași rusii, care într-un fel vrea nu vrea, dar o ține pe agresorul. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare. Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.